Am revenit în direct alături de mine domnul Horia Grigorescu din partea Partidului Național Liberal și Sebastian Rusu de la jurnaliștii.ro. Am discutat în prima parte a emisiunii despre moțiunea de cenzură. Am analizat scenariul în care moțiunea nu va trece, iar doamna Dăncilă va rămâne în continuare premier. Haideți acum în această perioadă să discutăm și despre scenariul conform căruia moțiunea va trece și atunci vorbim de un alt guvern. Credeți că viitorul guvern va fi PNL? PNL alături de USR și de, nu știu, PMP? Cred că cel mai important este să privim realitatea și anume faptul că PNL a fost acel partid care și-a asumat deschis 100% imediat după ce poporul a tras un semnal de alarmă oficializat prin rezultatul de la alegerile europarlamentare că suntem gata să venim să salvăm viitorul acestei țări. Încă după alegerile de la europarlamentare, Partidul Național Liberal și-a asumat acest rol, indiferent de toate minusurile politice pe care poate le-ar fi contabilizat dacă ar fi venit și dacă ar veni inclusiv acum într-o astfel de poziție. Noi suntem conștienți că pentru a putea să oferi un viitor cu adevărat acestei societăți, acestei țări, trebuie să vină niște oameni competenți, gata să-și asume un lucru, o situație extraordinar de incertă, în primul rând, dincolo de faptul că vorbim în repetate rânduri cu privire la faptul că este o situație economică dezastroasă, că avem probleme mari cu privire la închiderea bugetului și așa mai departe. Dar avem, înainte de toate, o situație incertă. Noi nu știm ce găsim acolo. Pentru a putea să ai atât de multă tărie să vii, să-ți asumi rolul acela de a construi în orb într-o primă fază, este foarte rar să reușești să găsești așa ceva pe scena politică. De aceea noi am lansat această invitație către absolut toate partidele care au o viziune pro-europeană, care au o dorință reală de a schimba cu adevărat situația actuală în care se găsește țara. Revenind la ceea ce m-ați întrebat în mod punctual, construcția politică în care asta, ar putea pentru să... Pentru că există acea vestită aritmetică parlamentară, iar acea aritmetică ne arată că PNL plus USR plus PMP nu egal majoritate. Și atunci este, sigur, toată lumea știe, PNL este inițiatorul moțiunii, PNL a luptat să strângă voturile necesare pentru a trece această moțiune și vom vedea dacă într-adevăr le-a strâns, dar ne putem trezi cu o altă majoritate din care PNL, de exemplu, să nu facă parte. Este un scenariu foarte puțin probabil. Este un scenariu în care uităm un actor extraordinar de important din această întreagă ecuație, și anume președintele Klaus Iohannis. Să nu uităm că președintele Klaus Iohannis este suveran în acest demers de a desemna un candidat pentru funcția de primar de premier al României. Din punctul meu de vedere... Domnule Grigorescu, dacă se duce domnul Ponta, că asta spune domnul Ponta în fiecare zi, oricui vrea să-l asculte. Spune așa, domnule, la o oră după ce pică guvernul, eu voi forma o majoritate din Pro-România, care a devenit o forță în Parlament, din ALDE, ceea ce a mai rămas din ALDE, și PSD. Și vom merge la președintele Klaus Iohannis cu o propunere de premier, nu un membru de partid, pentru că sunt orgolii în cele trei partide și probabil că PSD n-ar accepta un membru Pro-România și invers, ci vom merge cu o personalitate independentă, care s-a făcut remarcată în viața publică din România, un om pe care președintele, în mod normal, ar trebui să îl accepte. Mai ales că vine propunerea din partea unei majorități. Cu privire la aceste majorități, din punct de vedere constituțional, a fost o discuție lungă de-a lungul mandatelor domnului Traian Băsescu. Această majoritate trebuie să fie o majoritate efectivă în Parlament ca urmare a rezultatului politic. Toate celelalte tipuri de majorități formate ca urmare a unor negocieri sunt alte tipuri de majorități care nu îl obligă pe președinte să desemneze un candidat din partea acelei majorități construită ca urmare a unei negocieri politice. Consider că în momentul de față este prematur să vorbim despre construcția viitorului, compoziția politică a viitorului. Eu mi-aș dori să știu de astăzi și mi-aș fi dorit foarte mult ca forțele politice din Parlament
să știe foarte clar ce au de făcut a doua zi, dacă moțiunea va trece. Dom'le, nu mai vorbim despre guvernul Dăncilă, pentru că nu mai există și atunci noi știm deja ce avem de făcut și ne apucăm de treabă. Mergem la președinte cu grupul nostru din PNL, USR, PMP, probabil, cel mai probabil, nu știu, probabil că și UDMR, mergem cu propunerea pe care o știe toată țara. Nu știu, Ludovic Orban sau habar n-am. Oricine, cineva. Mi se pare mai corect sau... Permiteți-mi să vă adresez o întrebare. Nu considerați că ar fi mai important să testăm seriozitatea acestor potențiali parteneri, potențiali guvernanți, indiferent în ce structură vorbim? Eu cred că acest test de joi este testul suprem, în primul rând, de seriozitate și de capacitate de a ține promisiunile anumiți oameni. Partidul Național Liberal a spus-o franc, clar, transparent și deschis. Ne prezentăm cu toții la vot, joi, la moțiunea de cenzură, votăm în mod deschis cu bilele la vedere. Haideți să vedem dacă și celelalte partide politice vor da dovadă de aceeași seriozitate și de acel același devotament față de cetățean. Haideți să vedem că nu au aruncat vorbe de șarte de dragul de a spune că sunt în barca anti-PSD. Haideți să testăm în primul rând aceste lucruri. Probabil că nu vă referiți la USR sau la PMP, pentru că este 100% clar că aceste două partide vor vota în favoarea moțiunii. Probabil că vă referiți la ALDE și la Pro-România, partidul domnului Ponta. Probabil că la dumnealor vă referiți. Domnul Ponta iarăși spune oricui vrea să-l asculte și iată ce mult vorbim noi despre domnul Ponta în această seară. Acum 6 luni avea câțiva parlamentari, astăzi este o forță în Parlament, prin plecările din PSD, fără discuție. Dar domnul Ponta spune, domnule, am vorbit cu ai mei, vor fi prezenți și vor vota pentru moțiune. Domnul Preda, eu cred că ar trebui să ne punem încă o întrebare cu privire la această forță a lui Victor Ponta și a Partidului Pro-România sau al grupului Pro-Europa din Parlament, de fapt. Câți dintre ei și-au obținut mandatul pe listele Pro-România? Absolut niciunul. Sigur. Sunt pregătiți acești oameni să vină în fața electoratului, să treacă acest test electoral? Credeți că dacă mâine ar fi alegeri parlamentare, Pro-România, un partid... într-adevăr, în ascensiune, pe un tren favorabil, credeți că va obține vreodată același număr de mandate pe care le are acum ca urmare a racolării eventuală a unor oameni de la PSD? Nu știu. Depinde de abilitatea domnului Ponta de a recupera din ceea ce pierde PSD-ul, din punct de vedere electoral. Dacă dumnealui va fi atât de abil încât pierderile PSD-ului să le transforme în câștig electoral pentru partidul dumnealui, să poate. Atunci îi lansăm domnului Ponta o invitație și mai interesantă. Haide să declanșăm împreună alegeri anticipate. Să trecem un test împreună din punctul ăsta de vedere. Este o provocare. Și atunci, în viziunea dumneavoastră, trece moțiunea, rămâne de văzut ce și cum, dar PNL neapărat la guvernare, alături de USR. E adevărat că între lideri nu au fost mari fricțiuni între liderii celor două partide. Dar dacă coborâm o treaptă mai jos de la lideri, au existat fricțiuni serioase după alegerile europarlamentare. Deși, știu eu, simpatizanții partidelor de dreapta, văzând rezultatele de la europarlamentare, poate au visat pentru o seară la o alianță electorală între PNL și USR, care ar fi urmat să guverneze România, o guvernare de dreapta. Din păcate, cel puțin în acest moment, vedem niște fricțiuni, vedem nu neapărat foarte serioase, dar neașteptate pentru mulți dintre cei care urmăresc politica românească. Aceste fricțiuni, după cum bine ați sesizat, cred că putem să le observăm inclusiv la nivelul intern al partidelor. Adică nu există fricțiuni numai între PNL și USR. Sau între PNL și USR Plus, ca și alianță politică. Există inclusiv în interiorul alianței USR Plus, există în interiorul fiecăror partide politice anumite interese care nu se armonizează sau anumite puncte de vedere divergente. Da, cred permiteți... că este chiar constructiv până la urmă să avem domnule astfel Grigorescu, de... astfel de ficțiuni parcă au fost inexistente sau neglijabile, să le spun așa, până în momentul în care USR a anunțat că va avea candidat la prezidențiale. Parcă din acel moment au început discuțiile mai serioase, discuțiile în contradictoriu mai serioase între cele două forțe politice, între PNL și USR Plus. Aici eu n-am spune că sunt niște disensiuni din punct de vedere al de natură conceptuală, al proiectelor, al viziunii pe termen lung. Este mai degrabă vorba de o anumită abordare pe care eu personal, și acum vorbesc strict în numele meu, mi-aș fi dorit să o văd după alegerile europarlamentare.
am crescut împreună ca două forțe politice cu valori pro-europene, niște partide care cu siguranță plasează România pe un drum cert, clar, definit de bine de rău, pro-european, în care punem accent pe niște valori care au lipsit în timpul guvernării PSD și anume pe responsabilitate, pe competență, pe performanță, pe oameni care să aibă un CV adevărat, să nu vină din cine știe ce poziție, să se trezească în funcții de miniștri, secretari de stat, director de concentrate și așa mai departe. Da? Deci am avut această creștere împreună, am avut aceeași unitate din punct de vedere al politicii față de guvernele repetate ale PSD. În repetate rânduri, USR-ul a fost susținătorul numărul 1 alături de PNL al președintelui Klaus Iohannis, iar în momentul în care ar fi trebuit să mergem mai departe cu acest proiect, lucrurile parcă s-au separat dintr-un anumit punct de vedere. Dar asta nu este un lucru rău. E foarte bine, e un joc democratic pe care îl încurajăm din plin până la urmă. Cu cât avem mai mulți candidați competenți care să poată să vină să pună pe masă ceva palpabil, un proiect de țară, niște proiecte pe care să putem să le analizăm, să le discutăm, să le dezbatem și din această dezbatere să rezulte varianta cea mai bună, foarte bine. Nu există în momentul de față o râcă în vreun fel sau altul între PNL și USR+. Nu, este strict o luptă politică, normală, naturală, pe care eu, unul, de fiecare dată o e voi... o competiție, să spunem. Exact, nu o competiție luptă, nu? Asta este cel mai am bun înțeles, dar spuneți-mi dacă PMP-ul relații. Ar putea fi un aliat la guvernare. PMP-ul este un partid care, din punctul meu de vedere, a făcut parte în mod constant din această opoziție, încă din momentul la care s-a format guvernarea, alianța PSD-ALDE, care a preluat guvernarea țării. A fost un jucător de mică anvergură, nu putem să vorbim de PMP ca un jucător ei, care... Niște secretari de stat, niște, nu... Este un partid dacă care... tot votează pentru moțiune, trebuie să primească, dacă și moțiunea trece și PNL formează guvernul, trebuie să primească și PMP-ul, partid de dreapta, nu trebuie să își primească și el partea lui. Cu siguranță, cred că în interiorul Partidului Mișcarea Populară există resursă umană competentă, da, care poate să fie pusă în valoare. Cred că este foarte important să identificăm toți cei care vom ajunge, dacă vom merge pe acest scenariu favorabil și vom ajunge să construim un eventual guvern împreună, să găsim cele mai potrivite persoane, cea mai bună resursă umană pe care să o punem în valoare, să o punem în valoare în interesul cetățeanului. Asta este până la urmă cel mai domnule important. Domnule Grigorescu, abia aștept campania electorală pentru prezidențiale, mai ales în contextul politic în care, iată, să spunem, trece moțiunea, pică guvernul Dăncilă și, să spunem, mergem pe varianta dumneavoastră. PNL, USR și PMP, alianță la guvernare. Prim-ministru, PNL, miniștri importanți dați la USR, ministru pentru relația cu Parlamentul, nu să spunem că e mai puțin important, dat PMP-ului secretar. Deci o alianță bine consolidată care guvernează. Dar toate aceste trei partide au candidați la prezidențiale. Și urmează să traversăm o campanie electorală în care nu e campanie și nu e o luptă, o competiție electorală dacă nu există niște atacuri, dacă nu spui, domne, uite, acolo n-ai procedat bine. Eu, dacă eram eu președinte, nu s-a întâmplat lucrul ăsta, cum s-a și spus până acum. Adică va fi, pe de altă parte, să spunem, domnul Ponta cu ALDE și cu PSD vor guverna, să spunem, luăm scenariul acela care nu vă place dumneavoastră și îi place domnului Ponta. Domnul Ponta susține un candidat la prezidențiale pe domnul Diaconu, da, și PSD-ul are candidat. Și atunci, iarăși, trebuie să existe niște discuții, niște atacuri. O să fie o campanie absolut interesantă. Cu siguranță o să fie o campanie interesantă, însă eu repet, cel mai important este să avem candidați capabili să vină cu un anumit proiect pe care să-l dezbatem. Eu nu văd absolut nicio problemă. În ipoteza în care vorbim ipotetic de un anumit guvern, de o anumită coloratură în care fiecare partid din respectiva componență a guvernului să aibă propriul său candidat, foarte bine, nu văd un impediment pentru jocul democratic și pentru buna funcționare în paralel a unui guvern.
Dar oricum acestea sunt doar speculații, v-am spus, da, după ziua de joi sigur, putem să... ne putem aștepta ca lucrurile să meargă în această direcție și trebuie să ne gândim și ce va urma, pentru că o să parafrazez un fost vicepremier al României până de curând, există viață și după moțiune. Dumnezeu spunea că există viață și după guvernare, e foarte adevărat, dar există viață și după moțiune, o să trăim și atunci, o să trească să ne plătim taxele și impozitele și atunci, o să ne uităm la televizor și o să vedem declarații ale viitorilor miniștri, viitorilor actori politici importanți și atunci și o să fie foarte, foarte interesant. Ce s-ar putea întâmpla, domnule Rusu, dacă va trece moțiunea? Cine ar putea să preia guvernarea? Domnule Preda, dincolo de ambalajul ideologic și politicianist, trebuie să privim la rece. Momentul foarte rece. Foarte rece și foarte dur, că nu... În ton cu vremea de afară. Nu mai este momentul unor formule frumos ambalate, a unor chestii bombastice pentru România. România este în momentul de față, cum am și spus, în ceasul al 12-lea, într-o mare dilemă și într-o mare înfundătură. Dar pentru PNL, într-adevăr, PNL a fost principalul inițiator al acestei moțiuni de cenzură. Asta e clar. Domnul Ludovic Orban are meritele de a se fi luptat și a luptat în continuare, a negociat. La fel a fost și în situația moțiunii din primăvară. Da, dar PNL-ul a luptat. Dar atunci acum are argumentul a ceea ce s-a întâmplat la Europarlament. Da, nu, voiam să subliniez că da, PNL-ul este personajul principal în cazul celor două moțiuni. Da, este personajul principal, dar PNL-ul are o problemă în interiorul lui. Și aici trebuie să spunem foarte clar. Este PNL-ul dispus să-și asume, cum a spus și domnul colegul din platou, guvernarea? O guvernare norm fără un audit? Păi așa primim asigurări din partea liderilor PNL, păi, care da, spun, da, domnule, noi problemă. Vrem să guvernăm. Fără ezitările pe care le-am văzut în cazul USR-ului, care USR-ul de-a lungul timpului a ezitat, a spus, domnule, noi n-am vrea să guvernăm, vedem ce se întâmplă. USR-ul PNL-ul a spus răspicat, cu subiect și predicat de fiecare dată, da, suntem gata, vrem să guvernăm. Dar USR-ul joacă dramoleta Virginei politice. Eu cred că e o greșeală acest lucru, să mergi neapărat pe această idee de puritate. Până la urma urmei trebuie să-ți asumi. Orice proiect politic trebuie să... Orice politician, orice grup politic trebuie să iasă la bătaie să-și impună proiectul. Asta înseamnă politica. Este un joc în care trebuie să joci ca să câștigi. Să nu mă repet. Dar vreau să vă spun un lucru. Pentru PNL e ok. Sunt niște lucruri asumate. Dar, pe de altă parte, mai avem încă două cicluri electorale. Alegerile locale foarte importante și cele parlamentare, care îți va da viitorul ciclu parlamentar și administrativ al României. Dacă tu preiei, e clar că trebuie, dacă ai promis, vei prelua. Dar momentul este clar cum, în perioada asta de tranziție, îți asumi, va fi un guvern probabil de tranziție. Cum reușești să explici, aici e vorba de comunicare în opinia mea, simplui cetățean care a fost învățat de guvernarea socialistă, da, cu față umană în ghilimele, a doamnei Dăncilă și al domnului Ponta și inclusiv Dragnea, da, că PSD-ul asta a făcut, a dat, nu a construit ceva clar. Cum îi explici omului care învăța să trăiască din ajutoare sociale sau politicianului care și-a angajat de la mantă până la cumnată, cu mătru, în instituții pe bani mulți fără să muncească efectiv? Cum le explici tu că trebuie să tai? Neapărat să tai în carne vie, dar trebuie să repar bugete, trebuie să repar dezechilibre. Aici e o problemă pe care tu, dacă nu ai exercițiul comunicării și nu știi unde, cum a spus colegul de la PNL, dacă ajungi într-o instituție și nu știi haosul și dezastrul care e acolo, e foarte greu fără un audit. USR, din ce am văzut, USR-ul azi ar vrea, mâine n-ar vrea. USR-ul, în opinia mea, depinde exclusiv de ceea ce va face domnul Barna. Dacă domnul Barna va intra în turul 2... Păi, până în turul 2, probabil că, dacă va trece moțiunea, probabil că până în turul 2, sau așa ar fi normal, o să avem un nou guvern. Vom avea, nu, dar... Nu mai stăm după ezitările unui lider sau altul. Cred că domnul Iohannis... Domnul Barna. Domnul Iohannis, cu echipa care o are în spate, va lua o decizie, asta e clar. Domnul Iohannis va face guvernul. Că vrem, că nu vrem, asta e realitatea. Dar din domnul... cine? Domnul Iohannis va analiza, fiindcă dacă moțiunea de ce, deci, ca să nu piardă și domnia sa puncte electorale, va fi un joc de puncte electorale, până la urmă îți asumi un mandat și construiești după. Este clar că realitatea care a fost în acești 5 ani, cu un președinte de o culoare și o majoritate de altă culoare, nu mai poate să funcționeze încă 5 ani, fiindcă va fi un dezastru în România. Se vor anula reciproc și nu vom avea o majoritate care să dea un proiect fezabil, că noi nu avem proiecte fezabile, Nu sunt nici Mafalda, nici marele ghicitor, dar asta e realitatea. Oamenii s-au plictisit, s-au săturat. Mă uitam azi pe un sondaj,
Din 10 tineri, 8 vor să aplice la joburi în străinătate, să rămână acolo, vor pleca. Suntem ca nivel de migranți după Siria, dar în Siria a fost un conflict. Ne-a luat-o și Venezuela înainte. Dar nu ne comparăm, domnul Preda, cu Venezuela. Azi, dacă vă uitați pe un raport al Uniunii Europene de responsabilitate și de sărăcie, am ajuns de comparație ca regiuni cu Guiana franceză. Păi noi ne putem compara cu Guiana franceză, dar să revenim la subiect. Cred că se va alege un guvern, nu știu dacă să nu se repete experimentul Cioloș. A venit un an de zile guvern tehnocrat și până la urmă ce a făcut? PSD-ul a înflorit. Există acest risc. Domnilor, dar știți că pe piață e un scenariu, nu l-am născocit eu, l-am auzit și mi s-a părut într-o oarecare măsură, mi s-a părut plauzibil. Trece moțiunea. Doamna Dăncilă devine țintă pentru liderii PSD, îi este retrasă candidatura, este dată jos din fruntea partidului printr-o lovitură de palat, îi este retrasă candidatura și PSD anunță că îl susține pe domnul Mircea Diaconu la prezidențiale și își roagă toți susținătorii să-i acorde domnului Diaconu votul. În acest caz putem vorbi despre o finală aproape, nu știu, ar putea fi aproape o certitudine, o finală într-o astfel de situație, evident, o finală Klaus Iohannis-Mircea Diaconu. Pentru că ar beneficia de sprijinul electoratului, întregului electorat de stânga, care n-ar mai fi divizat între doamna Dăncilă, domnul Diaconu, sau nehotărăți, nu? Și deja domnul Ponta ar deveni unul din cei mai importanți actori politici de pe scena românească. Da, un astfel de scenariu, într-adevăr, ar defini cu adevărat toată bâlbâiala PSD-istă din ultimii 4 ani de zile. Adică dacă tot au avut 3 premieri, acum măcar să aibă și 2 candidați. Păi, au avut 3 premieri, dar 2 au dat ei jos. Da, corect. Și acum și un candidat la funcția de președinte. Da, mi se pare puțin probabil un astfel de scenariu. Chiar cred că ar atinge culmea penibilului Partidul Social Democrat dacă și-ar revoca candidatul. Le-aș pune o întrebare. Și ce fac cu 1,5 milion de semnături de susținere pentru candidatura doamnei Dăncilă? Își bagi joc de cadou pentru domnul Diaconu. Da. Domnul cred că Diaconu, cetățenii aceia măcar lăsați-ne să vă susținem. Domnul Diaconu, dacă voiau cu adevărat. Cred că e o bătaie de joc, în primul rând, pentru electoratul PSD, care, de bine de rău, o susține pe doamna Dăncilă, care și-a pus o semnătură pe un tabel de susținere și a zis, eu vreau pe doamna Dăncilă, viitor președinte al României. Da, e puțin probabil, e interesant scenariu, da, de discutat. Domnul Diaconu, pe mine personal, m-a dezamăgit profund. M-a dezamăgit profund ca și europarlamentar, m-a dezamăgit profund ca și prim discurs. A fost ministru liberal. De acord, dar eu ca persoană în exterior, din punct de vedere al comportamentului pe care l-a avut, mi s-a părut un europarlamentar care a fost slab. Și mi s-a părut un om care în debutul campaniei prezidențiale s-a hotărât să meargă mai degrabă pe un discurs populist, nu pe un discurs aplicat. Apropo de ce vorbeam mai devreme, de acei candidați care să vină cu un proiect veritabil de țară, cu niște măsuri clare, punctuale, palpabile, pe care să le poți urmări și pe care să le poți implementa cu adevărat. Nu, domnul Diaconu a venit cu niște proiecte mai mult futuriste, cu niște argumente pur emoționale și atât. Revenind la partea asta strict politică de susținerea de care s-ar bucura Mircea Diaconu într-un astfel de scenariu, da, cred că ar beneficia cu siguranță de mai mult suport, în primul rând logistic, pentru o campanie electorală cu adevărat la un astfel de nivel, să da. Nu mai vii din postura locului 5-6, cum a intrat și a urcat treptat, eventual, într-un astfel de clasament. Vă atrag atenția exact. Că au existat sondaje de opinie care îl dădeau pe locul 2 pe da, domnul Diaconu. Da, am văzut acele sondaje de opinie, nu le cred, părerea mea, sondajele respective de opinie, dar în fine, e un jucător acolo, în acești 3 candidați 3, poziționați 4, pe 5. Locul 2. Da. 3 candidați poziționați da, pe locul da, 2. Da, da nu contest faptul că are o anumită notorietate. Aici e foarte interesant de analizat inclusiv notorietatea și intenția la vot. Da, Mircea Diaconu se bucură de o anumită notorietate. E un actor renumit, da. Are o anumită notorietate. Dar din punct de vedere al intenției la vot, aici este foarte greu și o să se vadă strict în ziua votului. Iar aceste sondaje, aceste analize sociologice, da, fac evident o analiză tehnică cu privire la intenția la vot. Dar e foarte greu în cazul unui personaj precum Mircea Diaconu, să separi notorietatea de intenția la vot.
un aspect foarte important, cred că, de punctat și de ținut minte, inclusiv eventual de viitorii potențiali susținători într-un astfel de scenariu ipotetic. Știți că iarăși vorbim despre domnul Ponta și ne referim la declarațiile dumnealui. Dumnealui a spus așa, domnule, noi l-am ales am ales să-l susținem pe domnul Diaconu, datorită sau din cauza, depinde cum privim lucrurile, unui sondaj intern al PSD-ului, care își căuta un candidat la prezidențiale și domnul Diaconu era printre primii atunci când venea vorba de favoriții electoratului PSD, electoratului de stânga, pentru cursa prezidențială. Și atunci domnul Ponta poate să gândească că ar putea aduce voturile electoratului PSD în sprijinul domnului Diaconu, pentru că deja domnul Diaconu este simpatizat, este agreat de către electoratul PSD. Cu siguranță ar capitaliza niște voturi de la PSD, nu cred că s-ar transfera nici măcar în proporție de 50%, părerea mea. Da, cred că ar fi o mișcare interesantă, dar puțin probabilă, pentru că ar decredibiliza pe viitor PSD-ul și cred că ar fi o depunere finală a armelor din punct de vedere al vechiului PSD în fața noului PSD și așa mai departe. Adică nu cred că sunt pregătiți în momentul de față să facă o astfel de predare a armelor și de tranziție spre o nouă față a PSD-ului. Cred că mai există acolo o zvâcnire de emoție în interiorul PSD-ului și se speră în continuare la o... Și de orgoliu de partid mare, putem spune. Fost partid mare. Până la urmă, până la alegeri, cel puțin, PSD-ul este, ne place, nu ne place, vrem, nu vrem, cel mai mare partid din România, are cele mai multe mandate în Parlament. Asta este situația. Domnule Rusu. Deci, în primul rând, domnule Preda, vreau să încheiem cu acest mit al domnului Victor Ponta. Domnul Victor Ponta face un simplu joc de imagine. Nu are niciun interes. Asta fac politicienii. Domnule Preda, nu are niciun interes acum. Viitorul domnului Ponta este să-și consolideze o imagine atât, în primul rând, în rândul victorilor PSD-i care vor trăda, da, când partidul e clar că se va rupe, ca paradigmă, ceea ce cu populismul și cu tente de iliberalism cu care au funcționat până în momentul de față, cel puțin după 2016, până la final, în toamnă, până în momentul de față, că ciclul electoral parlamentar se va închide în toamna viitoare, este clar că nu mai poate să mai meargă cu așa ceva. Deja USR le-a luat o parte din electorat, da, electoratul mai, să spunem, mai dinamic, cu anumite orientări, mai mult un socialism mai activist, așa. Da, țin voie să mă îndoiesc că USR-ul are printre votanți, are foși votanți ai PSD-ului. Are, eu vă garantez că are. Nu pot să vă dau procente, dar are. Și vine pe de altă parte această construcție pro-România, care de fapt ce este? Este o umbrelă de preluarea PSD-ului. Domnului Ponta, în opinia mea, va juca electoral din următorul ciclu, după la sfârșitul celui de-al doilea mandat posibil al domnului Klaus Iohannis. Și acum va lupta să câștige în plan local și în plan parlamentar ca să vină cu o alternativă în viitorul parlament. Dar el știe foarte bine, s-a maturizat și știe foarte bine, asta văd eu în momentul de față, după eșecul din 2014, a înțeles foarte clar că trebuie să joace acest spectacol, că e un spectacol. Întorcându-mă la Mircea Diaconu, iertați-mă, la 70 de ani în politica noastră nu suntem în Statele Unite. Nu poți să vii cu un anumit agreement, cu o anumită viziune sau o anumită optică. Dânsul este un actor, într-adevăr, are o carieră, nu pot să, are meritele carierei sale, dar nu este pe același poziție cu ceea ce a fost în Ucraina Volodymyr Zelensky. Vă dau un exemplu, tot actor de comedie, mă rog, nu pot să compar maestru Mircea Diaconu cu acel actor de televiziune, un fel de clown al lui Cosmoguenski, dar aici e altă... Nici măcar cu Ronald Reagan, dar ce mare președinte, da, a fost Reagan. Dar domnul Mircea Diaconu probabil că este actiat de anumite sentimente, anumite lucruri pe care vrea să le încheie în cariera dânsului de politician. Are tot dreptul să candideze. Și are tot dreptul și este consecința firească a unei cariere întrelungate în politică. A fost ministru, a fost europarlamentar, ce putea să facă, doar nu primar într-o comună. E dreptul fiecăruia să candideze, a strâns semnăturile, așa cum și cu domnul Cumpănașu, a strâns semnăturile și se bate cu pumnul în piept. Doamna Brunsel, iar cu NATO în Rusia, foarte interesant. Domnule Rusu, vă cer permisiunea să mai luăm încă o pauză de publicitate. Ne întoarcem și vorbim și despre candidații la alegerile prezidențiale. Îi luăm pe rând și discutăm și încercăm să ghicim, să intuim cine ar putea să intre în turul 2 alături de actualul președinte, domnul Klaus Iohannis. Publicitate așadar.